cum ar trebui să se comporte șoferii care au mașini cu cutia automată în sezonul de iarnă, ca să protejeze cutia automată. Eu zic că foarte simplu, important când urcăm muntele să avem roți de iarnă. E foarte important să urcăm ușor, nu încercăm să forțăm, mai ales dacă intrăm într-o zonă unde e plină de zăpadă sau am derapat sau a fugit mașina și trebuie să o scot într-o groapă sau ceva. Prima chestie este să mă gândesc ce să fac oare ca să scot mașina. Eu zic că sfatul meu, primul lucru, trebuie desumflat roțile, da? Ca să ne ajute să nu fie umflate la maxim, mai ales când urci pe munte unde e zăpadă, să nu fie umflate la maxim, trebuie să fie puțin mai desumflate decât normal și dacă rămâne înzepeziți, desuflam roțile și încercam să scoatem. Dacă vedem că nu vrea și roțile se învârt în gol și vu, să știți că nu e bine să dăunător de cutie automată. Mai bine lăsăm orgoliul la o parte și încercam să chemăm pe cineva să ne împingă, să ne scoate de acolo. O fi mașini 4x4, o fi orice tip de o marcă de mașină, o fi SUV, la fel, dar dacă e sub zăpadă, este gheață, nu te ajută ca să ieși. Doar forțezi și forță înseamnă dăunare la cutie, din cauza de ce se spune dăunează cutie, urcă temperatura ulei și atunci ulei nu mai face funcție și derapează, patinează discurile înăuntru și atunci dăunăm cutie. Deci cel mai bine să găsim varianta care ne ajută.